Societatea Drumuri și Poduri Călăraș este în grafic cu pregătirile pentru iarnă. Aceasta și-a prezentat în data de 25 noiembrie flota de utilaje și autospeciale pregătite pentru sezonul rece, în prezența președintelui Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță și a echipei tehnice. Șeful SC Drumuri și Poduri, Iesa Maria Nenciu, a menționat că pentru dezăpezirea din sezonul rece 2021-2022 sunt pregătite 52 de utilaje, din care 36 aparțin societății aflate în subordinea Consiliului Județean. Societatea are pe stoc o cantitate de peste 300 de tone de sare și material antiderapant. Vrem să vă arătăm tehnica de dezăpezire a județului Călăraș. Putem să spunem că am avut achiziții anuale, să le numesc eu așa, de utilaje care au intrat în dotarea drumurilor județene pentru a ne pregăti de intemperiile din iarna anului 2021-2022. Aici echipa tehnică a Consiliului Județean, prezentă cu dumneavoastră prin directorul Direcției Tehnice, domnul Vlase, și cu echipa de management a drumurilor județene, cu domnul director Marius Militaru și domnul Bebe Enciu. Ei sunt cei care astăzi gestionează, să spunem, utilajele care vor intra în dezăpezirea anului 2021 și 2022. Domnilor directori, vă rugăm să ne prezentați parcul de utilaje care va intra în dotare, cu specificația că am invitat și prefectul județului Călăraș, care e președintele Comitetului Situațiilor de Urgență, iar domnia sa nu a venit. L-am sunat acum după un sfert academic, nu a răspuns la telefon. Îmi pare rău că președintele, care trebuie să fie prezent ca să vadă cu ce utilaje intrăm în situațiile în care domnia sa ne va pune în iarna anului 2021-2022, nu este prezent să vadă ce putem să facem noi pentru județul Călăraș. Dau cuvântul domnului Bebe Enciu, directorul Societății Drumuri și Poduri SA. Și acum a spus și domnul președinte, ne-am pregătit pentru sezonul de iarnă. Începând cu 1 decembrie vom acționa, dacă va fi nevoie, pe drumurile județene. Avem un număr de 52 de utilaje cu care vom acționa, dintre care 36 ale noastre, ale drumurilor județene, și 16 închiriate de la terți. Am pregătit peste 300 de tone de sare, care va fi folosită ca și material antiderapant. Utilajele sunt pregătite, verificate. În rest, ce să așteptăm? Să vedem ce se întâmplă cu noi. Aici prezent e și domnul vicepreședinte Mihăiță Bești. Mihăiță, ai în coordonare drumurile județene. Așa este, domnul președinte. După cum observați, nu numai că prioritatea noastră a fost dezvoltarea județului și crearea unei infrastructuri care să ajute atât populația cât și mediul de afaceri, astăzi vă arătăm că suntem pregătiți pentru sezonul de iarnă și pentru a întreține și a aceste drumuri să rămână practicabile indiferent de condițiile meteo. În ceea ce privește lipsa domnului prefect, da, e cu părere de rău, o spun, ar fi trebuit să fie aici prezent, este foarte important, dar, domnul președinte, nu se știe, poate relațiile se vor îmbuna între Consiliul Județean și Prefectura. Mesajul important, nu vă dam conferința de presă. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Peștea. Domnule director Marius Militaru. Eu să vorbesc un pic de organizare. Am împărțit județul în 5 zone unde vom avea puncte de sprijin. Avem 14 puncte de cărcare, astfel încât vom fi pregătiți să intervenim în timp cât mai repede. Cantitatea de sare poate fi suplimentată în orice moment în funcție de prognoza meteo, deci suntem pregătiți, nu vom fi luați pe nepregătite. Pe nepregătite, da? Domnule director George Vlase, ați asigurat partea financiară, tot ce înseamnă intervențiile pe care drumarii noștri, nu că nu e numai domnule județene, mai avem și firme închiriate pe anumite persoane de drum. Da, domnule președinte, mulțumesc. Direcția tehnică, prin serviciul infrastructură, este pregătită și așteaptă cu nerăbdare iarna. Să sperăm că va fi o iarnă frumoasă. Vom încerca, este primul an pe care eu, ca și director al Direcției Tehnice, am vorbit de
aprenteze pe zile prin drumul și poduri și servicii infrastructură. O să încercăm anul acesta să formăm un mic comandament la nivelul direcției, prin care să preluăm toate problemele identificate la nivel de județ și să acordăm în continuare sprijin colegilor de drumul și poduri. Partea de logistică o vedem, partea de finanțare este asigurată, nu vom avea probleme și sincope. Să sperăm că va fi o iarnă ușoară și frumoasă în același timp. Da, vă mulțumesc. Mulțumim, domnului director. Acum, Moise Raul. Tu ești șeful parcului auto, nu? Și ne prezint și nou parcul auto? Fără probleme, vă spun. Din ce a fost, ce avem? Avem ceva utilaje importate din aeroportul din Viena, dotate atât cu aspiratoare cât și cu mături, ce pot lăsa în spatele acestor utilaje. Asfaltul va rămâne mai mult decât curat, cum aș putea spune. Aici avem din aeroportul din Berlin, am adus ceva utilaje care pot deservi atât ca și împingătoare de zăpadă, cât și ca și curățenie, după cum se poate observa în spatele acestor utilaje. Avem utilat cu mătură și aspirator. Avem două utilaje de acest fel. După cum vedeți, aici avem tot ceva utilaje care au aparținut armatei austriece. Aici avem dotate lame, sărărițe, care pot acționa în orice condiții meteo, atât zăpezi mari sau mici, indiferent cum, ele pot ieși din orice situație. Frezele de zăpadă sunt undeva în spate acolo, o să ajungem imediat la ele. În afară de ce înseamnă camioane 4x4, avem și ceva tractoare dotate lamă, sărăriță, care pot intra în drumuri mai puțin accesibile camioanelor, acestea fiind puțin mai mici și se pot strecura, ca să zic așa, în locașurile mai puțin accesibile. În rest, vă pot spune că la momentul ăsta, din punct de vedere tehnic, stăm 99,9% bine, însemnând acel mic procent de micile retușuri pe care le vom pune la punct în foarte scurt timp. O zi, două le vom pune scurt. Ceea ce trebuie să accentuăm puțin este această mașină, acest utilaj, să-i spunem așa, de armate 6x6, care va asigura intervenția pe timp de iarnă în condiții de maximă dificultate a drumului, atât eventualele, doamne ferește, accident sau ceva, acest utilaj se poate strecura oriunde și poate tracta sau poate dezăpezi orice utilaj aflat în dificultate pe drumurile noastre județene. Are și troliu, nu? Și troliu, da? Atât în față cât și în spate, și în lamă. În situația în care avem nevoie de troliu din față, putem dezechipa lama din față, fără probleme, durează aproximativ 20 de minute ca să putem folosi troliul din față. Dar în situația în care nu putem folosi, putem folosi troliul din spate. Ea poate fi folosită și ca mașină de intervenție, însemnând poate fi acoperită în situațiile în care o ambulanță sau o mașină nu poate ajunge la un bolnav sau ceva, această mașină poate ajunge acolo în cel mai scurt timp posibil. După cum vedeți, camioanele 4x4 sunt și ele pregătite puse la punct, lamă, sărviță și tot ce trebuie. Aici avem ce înseamnă freză zăpadă. Ele nu vor acționa decât în momentul în care va fi într-adevăr nevoie să acționeze. Și aceste două freze sunt tot de import, sunt aduse din extern. Funcționează, după cum cred că se poate observa, 100%. La momentul ăsta ce vă pot spune este că din punct de vedere tehnic așteptăm iarna așa cum o vrea Dumnezeu, nu așa cum o sperăm noi. Da. Ce materiale de zăpăsire veți folosi? Sare, nisip sau ați acționat alte substanțe? Am acționat și alte substanțe, dar aceste substanțe nu vor fi folosite peste tot pentru că sunt destul de costisitoare la momentul ăsta, cu preponderență material antiderapant, sare, nisip. După cum vedeți, uite, avem și zona de freze. Sunt pregătite să intervină. Cred că ne-am dorit să avem o iarnă blândă, să nu intervenim. Cred că la ora actuală drumurile județene, și sunteți aici prezenți cei care ați venit în primul an, în 2017, că am făcut prima întâlnire, știți câte utilaje erau. Erau 6-7 utilaje care
abia mai făceau față datorită vechimii pe care o avea. De 5 ani de când sunt președinte al Consiliului Județean, pot spune că am investit peste 5 milioane de euro în dotarea drumurilor județene, să putem să schimbăm tehnica care să ne permită să putem să realizăm drumuri județene de bună calitate și să putem să întreținem drumurile pe care le avem în administrare, le-am dat în administrare Societății de Drumuri și Poduri SA. Cred că e o singură regulă. Și în funcția de președinte, dacă nu ești un bun administrator și un bun gospodar, e greu să poți să gestionezi, să spunem, destinele unui județ. Și aici cred că ceea ce vedeți dumneavoastră acum și faceți comparație în 5 ani de zile cu investițiile care le-am făcut, cred că am făcut minuni la momentul ăsta într-o societate găsită aproape de faliment și dusă la o performanță unde reușim să realizăm peste 35 de kilometri de drumuri județene de la nivelul cota pământului, să fie unui pământ, drumuri de pământ, să le aducem la stare de viabilitate cu IBU, într-o stare de a zice că e ca și cum o investiție nouă. Ce să spun? Le mulțumesc colectivului de la Drumuri și Poduri SA. Și noi vă mulțumim. Cred că împreună o să reușim să trecem peste această iarnă.